Salut pe toți cu harul și pacea Domnului și vă invit să deschidem împreună Sfânta Scriptură la Cartea Prorocului Daniel. Am vrea să vedem astăzi ce ar putea să ne spună Daniel despre credința lui pentru aceste zile, când venirea Mântuitorului e din ce în ce mai aproape, iar evenimentele sfârșitului, așa cum vedem, încep să fie din ce în ce mai perceptibile pentru cei care urmăresc împlinirea profețiilor Bibliei și sunt preocupați de vremurile în care ne găsim. Așadar, pentru a învăța câteva lucruri din modelul credinței lui Daniel, vă invit să deschidem Sfânta Scriptură la cartea acestui proroc, deci la Daniel, capitolul 1, și să citim cuvântul lui Dumnezeu începând cu versetul 17. Și cuvântul Domnului spune în felul următor. Dumnezeu a dat acestor patru tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune. Mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedenile și în toate visele la vremea sorocită de împărat ca se aducă la el, că petenia famililor i-a adus înaintea lui Nebucadnețar. Împăratul a stat de vorbă cu ei, dar între toți tinerii aceia nu s-a găsit niciunul ca Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. De aceea i-au fost primiți în slujba împăratului. Amin. Între cărțile Vechiului Testament, cartea prorocului Daniel ocupă un loc important. Și asta mai ales când vedem descoperirile primite de acesta din partea Domnului, descoperiri care acoperă o porțiune largă a existenței omenirii și care încep cu vremea robiei evreilor în Babilon, se întinde până în zilele noastre și se încheie la sfârșitul vremurilor. Dacă vreți, într-un cuvânt Cartea lui Daniel este Apocalipsa Vechiului Testament, însă înainte de a intra în tema de azi, vreau să reamintesc câteva lucruri importante despre omul lui Dumnezeu, despre Daniel, prorocul și autorul uman al acestei cărți de o valoare profetică extraordinară pe care Duhul Domnului ne-a pus-o la dispoziție între scrierile sfinte ale Bibliei. Dacă vreți, Daniel, alături de cei trei prieteni ai lui, e dus în captivitate în Babilon în anii tinereții. Își petrece acolo viața slujind lui Dumnezeu departe de țara făgăduinței și asta de-a lungul domniei câtorva împărați începând cu timpul cu activității sau cu exilul evreilor. Știm că Nebucadnețar cu cucerește Ierusalimul în 597 înainte de Hristos, deci în aceeași vreme cu domnia regelui iudeu Ioachim, iar între primii 3000 de captivi duși în Babilon e luat și Daniel. Istoricii mai spun că Nebucadnețar a murit în 562 înainte de Hristos și a fost urmat la tron de fiul lui, Amel Marduc, și care, din păcate, e asasinat, iar tronul ajunge pe mâna unei rude care va domni foarte puțin. Și acesta va fi îndepărtat de la tron în urma unei lovituri de stat care îl va aduce împărat pe Nabonidus. E bine să știm că Biblia nu-i amintește în cartea lui Daniel nici pe Amel Martuc, nici pe Narghilasar, deci acea rudă care a luat tronul după Martuc, dar nu-l amintește nici pe Nabonidus. Nu știm exact de ce Daniel nu a considerat că trebuie să-i amintească. E posibil poate din cauza faptului că din punct de vedere religios sau profetic nu s-a petrecut nimic deosebit, nimic remarcabil în vremea acestor împărați. Dar după Nabonidus a urmat la trombel șațar care i a amintit atât de Daniel cât și de istorie. Belșațar, așa cum spune și o descoperire arheologică din 1854 în ruinele cetății Ur, era fiul cel mai mare al lui Nabonidus, iar descoperirea chiar îi poartă numele fiind cunoscută drept cilindrele lui Nabonidus. Daniel ne spune că în timpul unei petreceri împărătești, o mână de nicăieri apare și scrie lui Belșațar mesajul numărat, numărat, cântărit și împărțit, prin care îi se comunica divin ca ce era ultima lui noapte pe acest pământ, iar din cauza ușurătății lui, regatul îi va fi împărțit între mezi și perși. A urmat apoi la tronul Babilonului Darius Medul și Cirus Persanul. Acum trebuie să recunoaștem că, deși sunt amintiți doar Ioachim, împăratul lui Iuda, Nebucadnețar, Belșațar, Darius și Cirus de către scrierea biblică, în timpul vieții lui Daniel s-au succedat mai multe domnii, însă ceea ce dă și mai multă greutate credincioșiei lui Dumnezeu e că în tot acest timp Domnul a fost cu Daniel și nu l-a părăsit. Tot la fel de mult nici Daniel nu și-a abandonat credința, iar, contrar mult o semen contemporan nouă, Daniel nu a lăsat ca Babilonul să pună stăpânire pe el, și chiar dacă trăia în Babilon, Babilonul a fost întotdeauna în afara ființei lui, și nici de cum în inima lui. Un alt lucru foarte important e că Daniel e promovat de Dumnezeu să ajungă între demitarii vremii. Și aș vrea să nu uităm că avea statul de deportat, dacă vreți. Atunci când a ajuns în Babilon, nu era mai mult decât un sclav mai puțin decât un refugiat și cu mult mai puțin decât ar fi astăzi un imigrant care se bucură cât de cât de unele drepturi importante. Și ceea ce e foarte interesant din nou e că liderii politici din vechime, cu păcatele și problemele lor așa cum au fost ei, au fost oarecum înțelepți și au știut să folosească spre binele lor și al împărăției abilitățile, știința, priceperea unor oameni, dacă vreți cum a fost Daniel, Azaria, Mișael și Anania. Acum, din perspectiva Scripturii, să știți că Daniel se aseamănă foarte mult cu Iosif din Egipt. Amândoi sunt prizonieri. Amândoi ajung la un moment dat în preajma liderilor vremii. Unul la curtea lui Faraon în Egipt, altul la curtea regală a împăratului Babilonului. Amândoi, atât Daniel cât și Iosif, au din partea Domnului abilitatea de a descoperi tainele și la amândoi găsim emblematice tălmăcirea și explicarea viselor. Și toate astea vin din înțelepciunea dată de Dumnezeu. Acum, spre deosebire de alte personalități ale Bibliei, unde găsim amintite și unele slăbiciuni omenești, cum vedem la Moise sau la Petru, lipsa de control și uneori chiar mânia, și asta fie că lovești într-o stâncă ca să dai apă unui popor îndărădnic și cârtitor, fie că scoți sabia să tai urechea a prodului marelui preot ca să-l aperi pe mântuitorul de cei răi, în situația lui Daniel să știți că nu găsim nicăieri ceva care să amintească de imperfecțiunile lui omenești. Apoi, de remarcat sunt viziunile lui Daniel și vizitele supranaturale primite de proroc, unde ne sunt cunoscuți mai îndeaproape cei doi arhangeli și doi îngeri, Gavril și Mihail. Descoperirile lui Daniel de altfel sunt unice prin natura lor și sunt pline de semnificație, până într-acolo unde chiar Domnul Isus face referire la ele cu privire la vremurile sfârșitului atunci când citează descoperirile scrise în această carte. Dar oricum ar fi, Viața și slujirea lui Daniel acoperă în întregime cei 70 de ani de captivitate ai poporului evreu în Babilon. Și atunci, de ce ar fi Daniel un reper important pentru credința acestor zile? E bine, motivul pentru care Daniel e un exemplu pentru credinciosul zilelor noastre și vorbesc aici de credinciosul activ, credinciosul implicat în credință, așa cum spune cuvântul Domnului, nu e unul greu de înțeles. La fel ca și Daniel, credinciosul zilelor din urmă e asaltat de Babilonul lumii din afară, așa cum îl știm cu provocările lui, cu amenințările și constrângerile lui, dacă vreți cu nebucadnețarii și belșațarii lui, cu idolii și regulile lui la care trebuie să-i facă față păstrându-și nepătată credința și statornicia în relația cu Dumnezeu. Trebuie să fim conștienți. De-a lungul vremii, lumea și amăgirile ei au evoluat odată cu trecerea timpului, și măcar că Dumnezeu e același și nu s-a schimbat și credinciosul e chemat să meargă înainte încrezător în Domnul și în puterea lui dumnezeiască. E chemat să fie un Daniel al acestor vremuri care anunță iminența revenirii Domnului Isus Hristos în orice clipă. Acum pentru că modelul credinciosului întâlnit la Daniel e unul foarte complex și cine studiază această carte îndeaproape va descoperi lucrul acesta, aș vrea pentru timpul nostru de azi să vă propun să avem în vedere doar câteva aspecte importante, aspecte desprinse din modelul credinței acestui om. Și asta cu precădere în privința credinței, despre care, așa cum știm cel puțin Pavel, apostolul Domnului, ne spunea în scrierile sale că, în zilele din urmă, oamenii o vor lepăda ca să se apropie de învățăturile dracilor, fiind atrași mai mult de spectaculos și mult mai puțin de cuvântul lui Dumnezeu și de credința în el, de credința curată, dată de Dumnezeu, și atât de prețioasă pentru cel care îi cunoaște valoarea. Așadar, primul aspect la care vreau să ne referim e perseverența în credința lui Daniel. Am putea spune că odată cu strămutarea în Babilon, credința multor ar fi avut de suferit până într-acolo unde să nu mai fie ținta căutărilor lor de fiecare zi. Să știți că situația lor nu era deloc ușoară. Erau prizonieri, erau exilați de parte de țara lor și poate că multe din așteptările lor legate de viitor acum erau cu totul destrămate. Nu cunoșteau ceva va mai fi și cu atât mai mult nu prea aveau nădejde de mai bine. Și știți, asta e credința lumii. O recunoaștem așa nestatornică cum e ea și așa cum știm, e și ușor influențabile la tot ceea ce o înconjoară. De cealaltă parte, credința lui Daniel, la fel ca și credința celor care îl cunosc pe Domnul cu adevărat, e că deasupra tuturor lucrurilor, și asta indiferent de loc și de circunstanțe, Dumnezeu este și va rămâne ținta căutărilor și a slujirii de fiecare zi a celui ce crede. Așa se face că Daniel nu se clatină, nu se schimbă din cauza a ceea ce s-a întâmplat cu poporul Domnului, ci alături de prietenii lui rămâne credincios. Cu toții, aceștia rămân consecvenți și încrezători în Dumnezeu. Știți că Biblia vorbește despre oameni care au pierdut din vedere perseverența în credință și au sfârșit departe de Domnul, câștigând poate ceva în lumea asta, dar pierzând tot ceea ce credința le promitea pentru cea veșnică. De exemplu, Saul, primul împărat al lui Israel, e unul dintre cei care îl ignoră pe Domnul, bagatelizează credința și ascultarea de cuvântul lui și o sfârșește rău, fiind lepădat de Dumnezeu. Odată pentru nerăbdarea lui, când își arogă dreptul de a aduce el jertfă Domnului, fără să-l mai aștepte pe Samuel și apoi din dorința de a cunoaște viitorul, când lepădând cu totul porunca lui Dumnezeu și credința în el, Saul se apleacă spre senzațional, se apleacă spre ocultism, cerând o ședință de spiritism unei vrăjitoare. Un altul pe care îl putem aminti ar putea fi Iuda Iscarioteanul. Vedeți, deși a fost cu Domnul Isus, deși a văzut lucrările și minunile, având garanția prezenței lui Mesia, a Fiului lui Dumnezeu în viața lui, pentru Iuda banii au însemnat mai mult decât orice. Și pentru 30 de arginți, Iuda se leapă de Domnul și de credința în el, vânzându-l preoților spre a fi omorât. Încă o dată, nici Saul și nici Iuda n-au sfârșit-o prea bine, după cum știm. Și să știți că astea nu sunt decât câteva exemple. Așadar, importanța perseverenței în credință la Daniel, dar și la noi, e dată în primul rând de cât de mult îl cunoști pe Dumnezeu, iar lucrul ăsta ține în primul rând de experiența ta personală cu el. Foarte simplu am putea spune că un creștin cu o credință doar la nivelul minții, o credință intelectuală, așa cum spunea cineva mai mult, că el nu trăiește credința neapărat, dar o respectă pentru că e un liber cugetător, dacă vreți o astfel de credință, nu e cea pe care o așteaptă Dumnezeu de la noi. E o credință diferită de cea biblică și diferită și de cea lui Daniel. Pentru că ceea ce putem numi credința lui Daniel e foarte bine ilustrată de epistola către evrei, capitolul 11 cu versetul 1. Credința e o încredere neclintită, e o puternică încredințare, are în vedere lucrurile care nu se văd, dar care sunt nedăjluite, iar oamenii Bibliei au avut prin această credință o puternică mărturie. E o credință în care cineva începe, rămâne și nu abandonează calea lui Dumnezeu. Aceasta e credința în care Daniel a perseverat. Pentru noi creștinii acestor vremuri de pe urmă, perseverența în credința Sfintelor Scripturi e la fel de importantă ca și atunci în vremea lui Daniel. Dar ce vedem e că în vremurile noastre s-a ajuns la un compromis unde lumea cu obiceiurile ei să poată coabita cu unele principii biblice în așa fel încât credința să fie ok pentru toată lumea în unele circunstanțe. În ideea I am ok, you're ok. Și asta chiar dacă Biblia nu susține acest principiu, nu susține această idee. De fapt, perseverența credinței lui Daniel arată că poți trăi și poți face față Babilonului atâta vreme cât Babilonul nu trăiește în tine. Iar asta înseamnă să crezi în Domnul dincolo de locul în care te găsești, dincolo de circumstanțele în care te afli sau de constrângerile lumii străine de Dumnezeu. Ca să mergem mai departe acum, un al doilea lucru important pe care îl vedem la Daniel e căutarea după prezența lui Dumnezeu. Și atunci când citești cartea Daniel, ceea ce predomine la un moment dat în viața acestui om e viața de rugăciune și de consacrare înaintea lui Dumnezeu. De fapt, e imposibil ca cineva să sojească pe Domnul potrivit cu voia lui, fără să aibă o viață de rugăciune fără cunoașterea voii lui sau fără să se consacra Domnului într-o viață de trăire în credință. Toți slujitorii Domnului au ținut cont de lucrul ăsta și vedem asta nu doar la Daniel, ci la toți oamenii marei credinței Sfintelor Scripturi. Vedeți, Avram a crezut pe Dumnezeu și în orice loc unde a mers, a ridicat altare căutând fața Domnului. Moise pe drumul către Canaan a de foarte multe ori înaintea lui Dumnezeu, mai ales că avea de călăuzit în pustie un popor încăpățânat și numai cu ajutorul Domnului și prin priceperea dată de el era posibil ajungerea în țara făgăduinței. Împăratul David, omul după inima Domnului, e o mărturie a vieții de rugăciune, iar cartea psalmilor ne arată că izbăvirea, puterea, știința și binecuvântarea sunt păstrate întotdeauna a celui ce însetează după Dumnezeu și petrece timp cu el. Și Daniel a înțeles că în locul acela străin unde se găsea, departe de Israel, și el, dar și prietenii lui depindeau în totul de Domnul. Ăsta e și motivul pentru care de la început a hotărât un mod de viață diferit de cel al celorlalți locuitori ai Babilonului. Iar capitolul 1 cu 8 spune că a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese și cu vinul împăratului, iar în versetul următor, vedem că Dumnezeu răspunde, Dându-lui Daniel favoare înaintea căpeteniei dregătorilor. Biblia mai spune în continuare că Dumnezeu a dat acestor patru tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune. Mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedenile și visele. E versetul 17 pe care l-am citit la început. Dacă veți perseverența în credință, setea după prezența lui Dumnezeu și consacrarea în a sluji Domnului, i-au dat lui Daniel o fereastră deschisă în tainele lui Dumnezeu în așa fel încât a putut tălmăci visele împăraților, a putut sta tare în credință atunci când aceasta i a fost pusă la încercare sau a putut închide gura leilor atunci când a aruncat în groapa cu lei, a fost izbăvit de acolo de Dumnezeu. Dar nu numai atât, Daniel a fost binecuvântat de Domnul cu descoperirea lucrurilor viitoare. Și dacă citiți capitolul 7, veți vedea că Dumnezeu începe o nouă etapă în relația cu Daniel, descoperindu-i vedenia cu cele patru fiare, care, deși îl tulbură, știe că Domnul are în vedere lucruri importante pe care să-i le facă de cunoscut. Tot fel e și cu vedenia avută cu Berbecul și cu țapul din capitolul 8. De fapt, modelul lui Daniel la care am vrut să ajung și care se găsește în capitolul 9, e că atunci când îți pui inima să-l cauți pe Domnul. Atunci când ești gata să-L slujești cu credință, trebuie să fii gata să te aștepți la lucruri extraordinare și care nu sunt neapărat pe înțelesul tuturor. Acum aș vrea să fim atenți la ce spune Daniel nou începând cu versetul 2. Cuvântul lui Dumnezeu spune acolo, în anul din tâi al domniei lui, e vorba de Darius Medul, eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuiau să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise domnul prorocului Ieremia. Nu știu dacă ați fost atenți, dar căutarea de Dumnezeu la Daniel nu se limitează doar la un stil de viață strict. Pe lângă multe altele, Daniel e un om al studiului cuvântului lui Dumnezeu și nu e doar un simplu cititor care trece în grabă peste pagini și peste capitole și apoi spune: "Uite ce mult am citit eu azi." Nu, nici de cum. Din studiul lui personal, Daniel a văzut din cărți, a văzut ce spusese domnul unui al prorocului, Ieremia, despre situația lor, despre robia lor. Și a studiat lucrul ăsta dorind să afle până când va îngădui domnul ca evrei să stea departe de Ierusalim, departe de țara lor primită de la domnul. Apoi Biblia continuă cu cuvintele lui Daniel și m-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune și cereri postind în sac și cenușă. E vorba de versetul următor, de versetul 3. Nu e așa că e foarte interesant că Daniel nu caută alți proroci care să-i prorocească ceva din partea Domnului. Daniel nu deschide calculatorul, nu vrea să audă ce prevestesc unii pe YouTube. Nici nu pune mâna pe telefon ca să sune la prorocul ăla despre care toți au zis numai de bine. Nu putea, dacă vreți, să-l caute pe Ezechiel, pentru că, la fel ca și Daniel, Ezechiel era în Babilon între cei strămutați din Israel, dar Dumnezeu n-a lăsat să se întâmple asta, nici n-a vrut ca telefoanele să fie cunoscute în vremea aia, pentru că nu așa merge credința adevărată. Daniel știe că Dumnezeu care a răspuns întotdeauna rugăciunii și acum va răspunde tot la fel cum a făcut-o și înainte. Dumnezeu e credincios și chiar atunci când părem înculcați de unele descoperiri, de unele taine, tot El e acela care aduce lumina înțelegerii asupra lucrurilor sale minunate. La un moment dat chiar Daniel zicea, eu Daniel m-am tulburat cu Duhul și vedenile m-au spăimântat. dar Dumnezeu îi face lui Daniel acest hart, trimițând pe îngerul său, trimițând pe Gavril care descoperă o porțiune largă din vedenile avute. Ce vreau să spun, E că generația actuală și vremurile în care ne găsim cer oameni ca Daniel, oameni care să stea tari în credință, oameni care să nu se intimideze de lume și de autoritatea ei când aceasta pune la îndoială credința în Dumnezeu, dar cere și oameni care să înseteze după prezența lui. Obișnuința lumii moderne de a avea totul de-a gata, de a căuta soluțiile în altă parte și de a nu se implica personal, să știți că nu ajută foarte mult în cunoașterea mai de aproape a lui Dumnezeu, dar nici în consolidarea relației cu el. E mai degrabă o metodă confortabilă de a crede că ai rezolvat unele lucruri, deși e mai mult o amăgire personală. O generație, dacă vreți, care evită ea însă să stea înaintea lui Dumnezeu, lăsând asta doar pe mâna bisericii, a pastorilor sau altor lucrători, e o generație cu impresia că stă bine în relația cu Dumnezeu, deși personal e străină de el și e mult prea ocupată, e mult prea îndepărtată ca să mai poată auzi glasul Domnului în zile ca acestea. Suntem de altfel în vremea când alții se roagă, alții cântă cântările Domnului, alții postești și tot alții studiază Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că e mult mai ușor să dai un clic de mouse ca să auzi o predică bună, sau să suni la cineva care să se roage pentru tine. Știți, când a avut loc mulțirea miraculoasă a pâinilor, apostolii au fost înmărmuriți să audă ce le-a zis Domnul. Inițial îi ceruseră să se dea drumul mulțimilor să caute ceva de mâncare prin satele din jur, iar Domnul le spune: „Nu au nevoie să plece dați-le voi să mănânce. Cu alte cuvinte, implică-te tu. Fii tu cel care face voia Domnului cu alte cuvinte. Lumea de azi are nevoie de astfel de credincioși, are nevoie de astfel de oameni care, asemenea lui Daniel, să se implice ei în relația cu Domnul. Și asta cu cât mai mult, cu cât în zilele noastre, credința tinde să se transforme mai degrabă într-o filozofie de viață, într-o tradiție, mai mult decât să rămână ceea ce Dumnezeu a lăsat-o să fie. Așadar, fi un Daniel al vremurilor noastre. Ne întrebăm poate care sunt răsăturile unui astfel de om, unui om plăcut Domnului așa cum a fost Daniel. Și am putea spune credincioșia, dorința de a sluji pe Domnul cu toată inima. Am putea aminti încrederea neclintită în Dumnezeu chiar în fața lucrurilor care par imposibile. Apoi viața de rugăciune, viața de studiu și cutezanța de a depăși rutina, de a depăși obișnuitul, dar și de a intra în prezența lui Dumnezeu pentru a cunoaște și a înțelege tainele și planurile sale minunate. Un alt lucru foarte important alături de celelalte despre care am vorbit până acum e mentalitatea lui Daniel. Și spun asta, pentru că indiferent de lucrurile cu care s-a confruntat și vorbim aici de amenințările lumii, vorbim de pericolul idolatrii și de amenințarea vieții când a refuzat să se închine înaintea Dumnezeilor Babilonului sau atunci când a fost aruncat în groapa cu lei, Daniel și-a fixat atenția la Dumnezeu și nu s-a lăsat influențat de constrângerile lumii. În zilele noastre, Creștinismul are nevoie de o astfel de gândire pentru a evita capcanele și compromisul cu lumea. A fi puternic ancorat în Dumnezeu înseamnă să ai puterea de a sta împotriva curenților lumii, o lume care, așa cum știm, străine străină de Dumnezeu. La fel ca un stejar puternic, un stejar cu rădăcini adânci ancorate în credință și care, în fața vântului și a furtunii, se înconvoie încoace și încolo, împins de forțele naturii, dar nu se rupe și nu cedează pentru că e un copac sănătos și puternic înrădăcinat în Dumnezeu. Dragi noștri! Un om cu credința lui Daniel niciodată nu va fi ignorat de Dumnezeu. Și vorbim aici de faptul că răsplata credinței lui Daniel și a prietenilor lui n-a fost numai izbăvirea de pericole sau doar știința și favorul înaintea dregătorilor lumii, ci a însemnat și cunoașterea lucrurilor adânci ale lui Dumnezeu. Prin calitatea de proroc al lui Daniel, așa cum e înțeleasă această slujbă în lumina Vechiului Testament, Daniel a avut îngăduința divină de a fi prezent la sfatul lui Dumnezeu, așa cum zic unii teologi, nu la toate ci la acela pe care Dumnezeu a îngăduit să-i le facă cunoscute. Viziunea cu cele patru fiare, viziunea cu țapul și berbecul, viziunea cu lumea sfârșitului ilustrată prin cele 70 de săptămâni și așa mai departe, sunt taine descoperite lui Daniel de Dumnezeu, telmăcite de Îngerul Domnului și a căror însemnătate profetică, se întinde până la sfârșitul vremurilor. Domnul să ne dea și nouă puterea de a fi asemenea lui Daniel. Mă rog ca Dumnezeu să pună în noi prin Duhul Sfânt acele calități care să ne ajute să ne apropiem mai mult de El, să înțelegem mai bine planurile și să rămânem încrezători în Domnul Isus Hristos, a cărui venire vedem că e din ce în ce mai aproape. Vă doresc tuturor o duminică binecuvântată și plină de har și până data viitoare, fiți binecuvântați, fiți ca Daniel.